stadion Nicolae Dobrinciu. Am văzut tot felul de opinii pe aici. Văd pe doamna președinte de la Asociația Județeană de Atletism, doamna Mihăilescu, că, nu știu, ea nu este de acord cu soluția pe care am propus-o eu. Văd consilieri care spun că se vor lega cu lanțul de pistă, nu știu cum vor face, trebuie să punem noi niște piroane înainte, că altfel nu poți să te legi de pistă. Dar ce vreau să vă spun, am avut o întâlnire, repet, poate nu s-a înțeles atunci, eu am avut o întâlnire cu toți factorii de răspundere pe parte de atletism, aici în sala mare și împreună cu președintele Federației Române de Atletism, domnul Florin Flore, care mi-a mărturisit la sfârșit că dacă știa despre ce este vorba, nici n-ar fi venit aici, pentru că lui s-a spus că primarul Piteștiului vrea să distrugă atletismul aici în Pitești. Eu am întrebat la început dacă știe cine a înființat secția de atletism la FCAD. Nu știa, eu am înființat. Adică propunerea a fost a mea. Propunerea pe care o am eu pentru stadion, cred că ajută foarte mult atletismul. În sensul că dacă am face un stadion cu pistă, 2 ani de zile nu va exista pistă omologată în Pitești, nu? În momentul în care începem lucrările, de când începe demolarea, pistă nu mai există. Am propus altceva. Să modernizăm pista, cea de încălzire în spate, să o facem cu 8 culoare, să o omologăm la același nivel cu cea de pe central, după care să începem demolarea. Deci, pentru atletism va exista pistă tot timpul. Când se va demola stadionul, când începe demolarea, echipa de fotbal FCAJ își va pleca în pribegie. Va juca în altă parte, nu? Nu știu, la Mioveni sau în altă parte. Dar atletismul rămâne cu pistă tot timpul. Asta le-am propus celor de atletism și au fost total de acord. Acum văd că nu mai sunt. Eu aș vrea să vă spun că începând de săptămâna viitoare, eu am vrut să fac lucrul ăsta de la început, dar mi-au spus în sală că nu este nevoie, pentru că dumnealor știu care este părerea titeștenilor, a suportului echipei FC Argeș, toată lumea vrea stadion fără pistă, nu cu pistă, și o să se demonstreze săptămâna viitoare, o să începem această dezbatere publică, până la urmă facem ce vor titeștenii. Mai ales, ceva iar nu s-a înțeles. Banii nu sunt la bugetul local. Noi dezvoltăm infrastructura cu bani atrași. Sunt bani de la Compania Națională de Investiții. Dar sunt dispus să facem această dezbatere publică și să terminăm o dată. Dacă piteștenii vor stadion cu pistă, facem cu pistă. Dacă vor fără pistă, facem fără pistă.